Echipele de muncitori ale societății Apollo Ecoterm desfășoară în această perioadă ample lucrări de infrastructură, întreținere spații verzi, tăieri sau fasonări în municipiul Megidia. Plantat material arboricol și dendrologic, tăieri și fasonări, cosit mecanizat, tuns gard viu, transportat resturi vegetale și material lemnos rezultat din tăieri și fasonări. Toate aceste activități sunt derulate de către lucrătorii SECE Apollo Ecoterm SRL în municipiul Megidia. În centrul atenției sunt însă și lucrările de reamenajare a spațiilor verzi din piațeta Decebal, care vor fi finalizate în aceste zile. SECE Apollo Ecoterm SRL funcționează în trei domenii principale de activitate: furnizarea de energie termică în municipiul Megidia, întreținere drumuri și spații verzi.